Piațeta Decebal din Megidia a fost cuprinsă aseară de magia sărbătorilor de iarnă. Elevii Casei de Cultură Ine Roman din Megidia au prezentat colinde tradiționale românești, dar și un program artistic tematic. Atât protagoniștii cât și cei prezenți la spectacol au fost transpuși în atmosfera ferică a Crăciunului. Spectacolul Colinde, Colinde, Cete de Colindători Coboară, susținut aseară de elevii Casei de Cultură Ioane Roman din Megidia, a fost un eveniment ce s-a concretizat în momente pline de talent și dăruire, piațeta devenind prea mică pentru atât de multă emoție. Am urmărit câteva spectacole la Casa de Cultură, dar am hotărât să facem un spectacol și în aer liber și credem noi că am hotărât bine echipa de la Casa de Cultură, căreia îi mulțumesc pentru implicare, copiilor, pentru că au suportat frigul, pentru că au reușit să facă din nou ca tradiția din Megidia să fie arătată publicul din Megidia, dar și în aer liber de această dată. Și credem că ideea a prins la public, credem că acești copii minunației Casei de Cultură alături de publicul din Megidia a îmbrățișat ideea colindelor, ideea unei tradiții vii la Megidia, să nu uităm tradiția noastră și să nu uităm că Crăciunul trebuie să facă cumva să ne unească, să ne bucure. Și am reușit în felul acesta să aducem împreună câteva sute de oameni și nu exagerez, datorită vouă, datorită publicului Megidia, să încercăm să lăsăm la Megidia tradiția cât mai aproape de noi, cât mai să ne vestească cât mai curând sosirea Mântuitorului, nașterii Mântuitorului, cum am făcut și noi în spectacolul nostru, am încercat să evocăm cumva artistic acest moment, credem că am și reușit. Și sperăm ca acest eveniment să fie trainic la Megidia, să dăinuie, repet acest lucru, și să spunem că Megidia nu are nevoie să vadă spectacolele numai în sală, are nevoie să iasă și în aer liber și de ce nu în scurt timp să vedem colindele pe stradă, de ce nu, chiar dacă este un municipiu și nu undeva la țară unde se mai întâmplă din fericire acest lucru. Ori noi, în general, municipiile nu ne păstrăm vii tradițiile. Noi suntem datori să facem acest lucru, să le păstrăm vii, să le arătăm copiilor că colinda există, să căutăm în tezaurul și în bogăția românilor și a noastră colindele frumoase și să le aducem în fața publicului. Colindătorii au fost răsplătiți așa cum se obișnuiește din moși strămoși cu dulciuri, covrici și mere. A fost o idee frumoasă ca coșurile să fie pline și gazda să fie bucuroasă de colinda lor și atunci coșurile au fost pline cu ce? Cu mere, cu covrigi, cu dulciuri pentru ei, pentru colindători și nu numai. Și în felul acesta am arătat că asta este tradiția. Colindătorul trebuie răsplătit, simbolic e adevărat, și am arătat și acest lucru. Cred că am reușit împreună să facem acest spectacol.
cred că am reușit să arătăm Megidiei tradiția și în parc, în aer liber, și vom face cu siguranță tot posibilul ca în anii următori să reușim să facem acest lucru și dezvoltând tot timpul un eveniment de astfel de anvergură. De unde a venit această idee de a face tot acest moment în piațeta Decebal? Ideea a plecat tot din sânul echipei de la Casa de Cultură. Le mulțumesc din nou, îmi place să fac acest lucru pentru că merită. Ne-am propus lucruri frumoase în 2017, credem că acest eveniment este încheie cumva sezonul de spectacole. Și fiecare eveniment este gândit și propus de echipa de la Inner Roman și nu am un omlezer neapărat că o persoană a făcut acest lucru, ci doar echipa, îmi place să cred în echipă, și că noi putem împreună să facem momente ca acesta să vii la Casa de Cultură, în fața publicului și în felul acesta să reușim să păstrăm, cum spuneam, tradiția vie la Megidia. Ce urare faceți tuturor megidienilor și nu numai? Din tot sufletul le spun Crăciun fericit, sărbători liniștite, viața să ne fie, dacă se poate, mai bună. Toți românii ne dorim să fim mai fericiți, să fim mai prosperi, de ce nu, și această țară să ajungă acolo unde este locul, adică tot mai sus. Asta le spun românilor. Prosperitate, sănătate și la mulți ani din tot sufletul. Spiritul Crăciunului a fost completat de membrii trupei de teatru Păpușa. Aceștia i-au încântat pe cei prezenți cu o minunată piesă de teatru. Micuții actori au dat viață personajelor pe care le-au interpretat, au fost veseli, dar conștienți în egală măsură de responsabilitatea pe care fiecare rol le-o cerea. Ai calculat când se va opri timpul, când se va naște? Cred că se va opri steluța. Uite, se apropie din ce în ce mai mult de pământ. Se oprește? La Betleem! Exact cum am calculat! Oh, ce strălucitoare este! Să mergem în acel loc! Emoțiile nu au lipsit, ca la orice spectacol, dar copiii au fost mândri de realizările lor de pe scenă, la fel și profesorilor, care sunt recunoscuți pentru implicarea lor în activitățile cu cei mici, reușind să-i motiveze mereu pe aceștia să dea cel mai bun pe scenă. Păi, evenimentul din seara aceasta este o continuare a ceea ce am început de la începutul lunii decembrie. Am zis să ieșim cu spectacolul și în piață. Noi am mai avut și anul trecut ieșire în piațetă, să zic așa, ca să vadă și publicul. N-am avut o scenă amenajată, dar am încercat noi să improvizăm. Copiii cred că au reușit să-și facă treaba, toți copiii din cadrul Casei de Cultură, că au fost mai multe cercuri și de pictură, cele trei cercuri de canto, cel de la dans popular, de la dans modern. Chiar dacă am avut un pic cam frig, că asta e, este iarnă, nu e ca vara, iarna nu e ca vara, da? Eu zic că a ieșit frumos. Acum ne retragem sufletul și ne pregătim pentru încă vreo două zile în care tot la fel trebuie să mai colindăm în oraș și mai avem un mic spectacol. Mâine e vorba să vină și Moș Crăciun pe la ora 12, din câte ni s-a spus 12:30. Ce să zic, sper că ceea ce s-a văzut și aici pe platou și ce am văzut și acum o săptămână la Casa de Cultură, sper să încânte publicul, să îi aducă un pic de bucurie, de speranță că cu siguranță și poate lucrurile vor fi mai bune pentru nouul an care vine, 2018. Ce urare faceți către toți megidienii și nu numai? Păi, în primul rând, și pentru megidieni și pentru ceilalți telespectatori care am văzut că se transmite mai departe decât în Megidia, un Crăciun fericit, să fim sănătoși, să vină moșul cu tolba plină și cu sacul, cum se spune, și anul nou care vine, 2018, să fie un an bogat, liniștit și să se mai liniștească sala, să fim așa mai bune, așa, să fim un pic mai, că suntem destul de agitați. Ce să zic, la mulți ani, sănătate și să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine. Spectacolul de colinde dedicat nașterii Domnului a fost susținut de cursanții Casei de Cultură Ioan Neroman din Megidia. Spectatorii prezenți la frumosul eveniment s-au bucurat de calitatea spectacolului și au fost încântați de talentul, munca și dăruirea lor. Nu s-aude nimic.